Invitată este doamna Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Aș începe cu rezultatele de la evaluarea națională și de la bacalaureat. Cum vedeți rezultatele pe care le-au obținut elevii din clasele din anii terminali? Deși am trecut printr-o situație destul de dificilă în această perioadă, rezultatele la evaluarea națională și la bacalaureat sunt foarte bune. Chiar s-au mobilizat și profesorii și elevii și rezultatele față de anii anteriori putem spune că sunt foarte bune. De altfel, dacă ne uităm la evaluarea națională, avem atâtea note de 10, medii de 10, ca de altfel și la bacalaureat. Totuși, rezultatele la evaluarea națională sunt cele mai bune din ultimii 5 ani de zile, ceea ce este un rezultat îmbucurător pentru Ministerul Educației. Cred că la aceste rezultate a contribuit și proiectul național Teleșcoală, dar în același timp putem să spunem că mobilizarea colegilor mei profesori din această perioadă de criză, din perioada stării de urgență și stării de alertă, deci această mobilizare a profesorilor a contat în rezultatele elevilor. Bun, și dacă tot discutăm despre sistem de învățământ, despre rezultate, au fost multe discuții în această săptămână după ce vloggerul Shelly, un tânăr deja de succes care a și luat notă mare la examenul de bacalaureat, s-a arătat dezamăgit de ce se predă în școala românească. Mai exact, Shelly consideră că programa școlară este învechită și lipsită de o legătură cu viața reală a elevilor. Am închis citatul. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Ce spune Shelly? Este el îndreptățit să spună asta despre sistemul de învățământ? Este proaspăt absolvent totuși de liceu. Întâi de toate trebuie să-l felicităm pentru rezultatele bune pe care le-a avut. Și trebuie să menționez faptul că mereu am ținut cont de vocea elevilor. De altfel, Consiliul Național al Elevilor în toată această perioadă a fost un partener real al Ministerului Educației. Și ceea ce spune Andrei reprezintă de altfel o radiografie a ceea ce, din perspectiva lui, a reprezentat sistemul de educație pe care, iată, l-a caracterizat. Este o părere de care trebuie să ținem cont pentru că este o voce a elevilor. Eu întotdeauna am ținut cont, spuneam și mai devreme, de aceste voci ale elevilor. De altfel, când am fost secretar de stat, am fost cea care a contribuit la realizarea statutului elevilor, pentru că a și pomenit în discursul lui despre statutul elevilor. Și îl invit, alături de Ministerul Educației, să fie parte a schimbărilor, pentru că trebuie să recunoaștem cu toții că avem nevoie de o schimbare. Și în discursul pe care eu l-am susținut în Parlament, atunci când a fost o moțiune simplă, cred că am fost printre puținii miniștri care au recunoscut că există și probleme. Dar trebuie să găsim și soluții. De aceea, cred că este important cu toții să punem umărul la construcția României educate. Dacă ne dorim o Românie modernă, trebuie să avem, de altfel, o Românie educată. Cu alte cuvinte, ați fi de acord să aveți, nu știu, o întâlnire și cu Shelly și cu alți tineri care au ceva de spus, vor să se implice într-o schimbare? Bineînțeles! Este important ca ei să se implice. Întotdeauna am spus că vocea lor contează și am îndemnat să spună ceea ce cred, ceea ce simt, pentru că adevărurile spuse de ei reprezintă, de fapt, o radiografie a ceea ce Ministerul Educației ar trebui să... sau de care, o radiografie de care Ministerul Educației ar trebui să țină cont. Bun, aș vrea să schimbăm puțin registrul. Ce se întâmplă cu examenul de titularizare? Toată lumea se întreabă. Examenul de titularizare se va susține în data de 29 iulie. Tot în condiții speciale. Tot în condiții speciale. Trebuie să spunem că a fost
legea 55 prin care erau interzise aceste concursuri. Prin urmare, a trebuit să suspend acest proces de realizare a concursului de titularizare pentru profesori. A fost promulgată legea acum, o altă lege de către președintele României, Klaus Iohannis, și putem să susținem acest examen. Ordinul cu calendarul a fost aprobat și, începând cu data de 9 iulie, candidații își pot depune dosarele. Acum, medicii epidemiologi spun că există riscul unui val 2 al pandemiei de coronavirus. Luând în calcul și această ipoteză, care sunt planurile pentru noul an școlar pe care le are Ministerul Educației? Ministerul Educației în acest moment lucrează la mai multe scenarii. Avem parteneri alături de noi, Ministerul Sănătății. Am constituit un grup de lucru interministerial, tocmai pentru că avem nevoie de specialiștii în sănătate pentru a ne spune cum anume putem începe noul an școlar. De asemenea, la nivelul Guvernului României și a administrației prezidențiale, am avut întâlniri atât cu reprezentanții ai ONG-urilor, ai sindicatelor, ai Consiliului Național al Elevilor, al studenților, tocmai pentru că împreună trebuie să punem umărul și să realizăm o strategie pentru începerea noului an școlar, dar și universitar. Ce se întâmplă cu acele clase care sunt supraaglomerate? Aveți în vedere niște soluții? Bine, asta cred că depinde foarte mult, desigur, de cum va evolua pandemia. Dacă numărul va rămâne unul scăzut, probabil școala va începe într-un anumit fel. Nu vor fi doar cursuri online. Sau cum? Sunt mai multe propuneri în acest sens. Trebuie să ne gândim foarte bine cum anume facem în așa fel încât sănătatea și siguranța copiilor, dar și a cadrelor didactice să nu fie, să fie de fapt în prim plan pentru Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Deci ne gândim la siguranță, ne gândim la sănătate, dar ne gândim în același timp și la reluarea procesului educativ. Pentru că atât părinții, cât și elevii își doresc să revină la școală. Și cu toate acestea vor avea toți elevii, nu știu, tablete, laptopuri, sau să luăm în calcul și scenariul cel mai negru. Există și acest scenariu în care se poate să nu putem relua activitatea în spațiul școlii. De aceea ne dorim să continuăm și proiectul cu teleșcoală, dar în același timp, la nivelul Guvernului României, am alocat banii necesari pentru ca în curând Ministerul de Finanțe să realizeze achiziția de tablete pentru 250.000 de copii care sunt în nevoie. Sunt acei elevi care în perioada stării de urgență nu au avut acces la niciun dispozitiv electronic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Important este să reținem și că programul Teleșcoala va continua aici, la Televiziunea Română. Sunt deja pregătiri. Da, programul Teleșcoală va continua. Ministerul Educației va realiza ghiduri pentru profesori și elevi, în așa fel încât să avem și activități remediale începând cu anul școlar următor. Și, de ce nu, Ministerul Educației pregătește în parteneriat și cu Consiliul Național al Elevilor și cu sindicatele și cu părinții. Asociația părinților este foarte importantă și în această perioadă a fost o voce importantă și spuneam, cu toții pregătim reluarea anului școlar în bune condiții, în așa fel încât sănătatea și siguranța să fie pe primul plan. Mulțumesc pentru prezență!